Lăudați să fie Domnul! Estimată Biserica Domnului Iisus, vă invit din respect pentru citirea Bibliei să vă ridicați în picioare. Geneza, capitolul 46, versetele de la 1 la 7. Cel de-al doilea studiu biblic de anul acesta este Călătoriile din Biblie. În seara aceasta vom proceda la cea de-a treia călătorie din Biblie, respectiv din Canaan în Egipt. Citim primele 7 versete din Geneza 46. Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Berșeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis: Iacove, Iacove. Israel a răspuns: Iată-mă. Și Dumnezeu a zis: Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău, nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi cobori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Iacov a părăsit Berșeba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov cu copilașii și nevestele lor în carele pe care le trimisese faraon ca să-i aducă. Și a luat și turmele și averile pe care le agonisiseră în țara Canaanului. Și Iacov s-a dus în Egipt cu toată familia lui. A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Una dintre responsabilitățile oamenilor născuți din nou este să cunoască voia lui Dumnezeu. Indiferent cât de mult cunoaște un om voia lui Dumnezeu, este adevărat dacă afirmă că o cunoaște. De când m-am întors la Dumnezeu până astăzi, întotdeauna mi s-a părut că cunosc voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este de așa manieră încât oricât ai cunoaște din ea, cunoști voia lui Dumnezeu. Însă oricât de mult ai cunoaște-o, niciodată nu cunoști tot ce ar trebui să știi și ce ai putea să știi. Considerând această realitate, ne gândim în fiecare an să avem teme biblice pe termen lung, pentru că Biblia nu a fost scrisă pe versete cum uneori citim și predicăm noi, ci a fost scrisă pe cărți. Niciodată în Biblie nu s-a scris un verset sau un capitol. S-a scris o carte, iar o carte vorbește în mod complex și amănunțit despre un fenomen, despre o perioadă din istorie, despre o lucrare a lui Dumnezeu. Dacă predicăm în maniera aceasta, vom fi fideli textului sacru și vom împărtăși după 2000 de ani ce a inspirat autorul Bibliei pe scriitori să consemneze în Vechiul și Noul Testament, cele 66 de cărți ale Scripturilor. Anul acesta avem intenția să mergem pe drumurile Bibliei, în călătoriile oamenilor lui Dumnezeu, în câteva dintre ele, cele mai însemnate, mai importante, mai bine prezentate în Scriptură, și facem lucrul acesta să-i urmărim din umbră pe oamenii lui Dumnezeu peste care s-a așternut 3000 de ani de istorie, plus sau minus, și din umbră să-i privim, să privim comportamentele lor, relațiile lor, atitudinile lor și să învățăm de la ei. Să învățăm să îi imităm în lucrurile bune și să îi ocolim în lucrurile în care au greșit. Așa se face că am ajuns la cea de-a treia călătorie, din Canaan în Egipt. Prima a fost din Eden la Potop. Cea de-a doua a fost din Haran în Canaan. Cum au ajuns evreii în Egipt? Această călătorie îi are în prim plan pe patriarhul Iacov, pe fiul său Iosif și pe ceilalți frați ai lui, pe faraon, împăratul Egiptului. Este interesant să observăm că prin ascultare de Dumnezeu, Avraam a venit de undeva în Canaan și prin neascultare de Dumnezeu observăm că evreii
s-au întors din Canaan undeva. Este nevoie ca Dumnezeu să-i aducă înapoi printr-un alt lider. Biblia spune că Iacov iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că el era copilul bătrânețelor lui și îi făcuse haina lungă și aleasă. Observați că tot ce face un om în viață pune în evidență un gând al minții sau un sentiment al inimii. De aceea este semnificativ ce facem noi. E greșit să spunem nu are nicio importanță. Atitudinile noastre sunt niște simboluri ale gândurilor noastre. Ele ne trădează. Iacov nu degeaba i-a făcut lui Iosif o haină deosebită. I-a reprezentat simțămintele lui speciale pentru acest copil. Evident, și frații lui Iosif, adică ceilalți fii ai lui Iacov, au remarcat diferența, motiv pentru care l-au invidiat pe fratele lor, motiv pentru care l-au și, era gata să-l omoare, l-au vândut. Observați că frații lui Iosif s-au simțit nedreptățiți când Iacov i-a dăruit o haină deosebită. Nimic nu face mai multă nedreptate între frați decât diferențele între frați în familie și între frați în biserică. Invidia fraților atinge apogeul atunci când Iosif își permite să povestească visele pe care le-a avut. Fratele Daniel menționa mai devreme despre conflictele care au existat în Biblie, unul dintre ele fiind și cel dintre Iosif și frații lui, și punea întrebarea: cum procedăm atunci când cineva de lângă noi încalcă o autoritate? Spunem sau nu spunem? Ne amestecăm sau nu ne amestecăm? Eu mai adaug încă o întrebare. E diferența atunci când lângă mine e fratele meu din biserică sau atunci când e fratele meu de corp? E diferență sau nu este? Gândiți-vă la lucrurile acestea, pentru că ele sunt adânci, sunt profunde. Privind în Biblie, observăm că Dumnezeu, prin visele acestui tânăr bărbat, probabil avea în jur de 17 ani la momentul la care le-a exprimat, le-a avut și le-a făcut publice, vorbește despre niște evenimente care se vor întâmpla în viitor peste aproximativ 20 de ani. Datorită ascultării de tatăl său și datorită iubirii față de frații lui, Iosif a plecat de acasă să îi cerceteze pe frații lui și să aducă vești de la ei. Acesta a fost ultimul lui drum în libertate pe pământul pe care s-a născut. Nemulțumirea fraților lui, invidia și ura lor au pus gând rău lui Iosif, și de-a lungul istoriei nemulțumirea, invidia și ura au făcut foarte multe victime și au distrus foarte multe relații și familii. Așa se face că Iosif ajunge împotriva voinței lui să-și piardă libertatea de care se bucură orice ființă umană, bogată sau săracă, tânără sau bătrână, și împotriva voinței lui să fie dus într-o altă țară. Ajunge rob în casa unui om bogat, al lui Potifar. Mai târziu, datorită unei înscenări neadevărate, ajunge în închisoare și de acolo, datorită lui Dumnezeu, ajunge ministru în cel mai mare imperiu al vremii. Și președintele Egiptului afirmă în public: eu sunt faraon, dar fără știrea lui Iosif nimeni nu poate să miște nimic în țara aceasta. Îi dau autoritate și după mine este omul cel mai puternic din țară. Observați că anii se scurg, Dumnezeu îndreaptă evenimentele înspre reperele pe care el le-a construit în planul mesianic. Anii trec și frații lui Iosif sunt împiși de circumstanțe. La inițiativa tatălui lor, Iacov, pleacă după mâncare în Egipt. Se întâlnesc cu Iosif fără să-l recunoască și Iosif încearcă să le probeze caracterul, sperând că după aproximativ 17-22 de ani s-au schimbat. Din niște oameni invidioși și răi au devenit
prin experiențele vieții corectându-se, au devenit oameni de caracter. Și observați care este testul lui Iosif. Poruncește ca unul dintre frați, Beniamin, să primească o porție de 5 ori mai mare ca a celorlalți. Cum va simți dacă eu v-aș invita pe dumneavoastră 3 sau 5 sau 10 la număr la masă și la unul dintre dumneavoastră i-aș da o porție de mâncare de 5 ori mai mare? Cel mai duhovnicesc din grupul acesta se va întreba de ce, pentru că gestul meu are un mesaj. Care va fi mesajul gestului meu? Poate fi divers mesajul. Cel mai probabil că Iosif a vrut să vadă reacția lor, a vrut să probeze invidia lor, au fost expuși din nou la nemulțumire, au fost expuși din nou la invidie. Noi foarte des suntem expuși la invidie, mai ales în adunare. Nu cântăm toți, nu predicăm toți, nu păstorim toți, nu se spune numele tuturor în adunare și aceasta este o expunere la invidie. Unii rezistă, alții nu. Viața noastră nu este deloc egală, nicio dimensiune. Unii nu fumează și mor la 40 de ani, alții fumează și mor la 80. Unii rămân văduvi de tineri, alții ajung împreună la 80 de ani sau poate mai mult. Unii sunt bolnavi de la 40 de ani și nu mai pot lucra, nu mai pot munci și trăiesc foarte modest, alții au 80 de ani și încă mai merg la lucru o oră, două, trei, cinci. Viața este diferită de la un om la altul. Noi vorbim de egalitate, dar egalitatea noastră este doar în idei și în teorie. În lumea aceasta nimic nu e egal, nici înălțimea, nici greutatea. Iosef trimite pe frații lui să ducă invitație la tatăl lor, să-și ia toată familia, pe toți nepoții și să vină în Egipt. El spune: aduceți pe tatăl vostru și veniți, pentru că nu o să vă pară rău de bogățiile pe care o să le aveți în țara Egiptului. De ce a fost frică lui Iacov să se mute în Egipt? Dacă citim în Biblie, este ușor de observat că Iacov, în momentul în care apare în mintea lui ideea să se mute în Egipt, are teamă. Și teama aceasta se amplifică, se mărește pe timp ce trece. Este un proces presărat cu mai multe evenimente, copiii lui se duc și se întorc și până la urmă devine foarte clar faptul că el trebuie să plece. Egiptul nu era o amintire frumoasă pentru Iacov. De ce a fost lui frică să meargă în Egipt? O să propun câteva posibile răspunsuri. Primul dintre ele, probabil că el își aducea bine aminte ce a făcut bunicul lui și bunica lui, bunicii lui atunci când au mers în Egipt. Nu era o amintire plăcută pentru el. Apoi, neîncrederea în copiii lui. Cu 20 de ani în urmă a mai avut încredere în copiii ăștia. Cu 20 de ani în urmă au venit la el și i-au spus: fiarele sălbatice l-a sfâșiat pe prealesul tău. Acum, după 20 de ani, de când putrezise copilul lui, despre care primise veste că a murit, aceiași copii vin cu o veste ciudată: trăiește și e ministru în Egipt. Păi când ați mințit, atunci sau acum? Cum să mai ai încredere într-un grup de oameni care îți aduc cu 20 de ani în urmă o veste devastatoare și acum, așa de ciudat, îți spun opusul? Egiptul era o țară păgână. Iacov își amintește de Lot, care s-a mutat în Sodoma. Cum a ieșit din Sodoma? A intrat cu familie și a ieșit aproape singur. Când a intrat, a privit câmpia mănoasă cu perspectivă de afaceri și când a ieșit, n-a mai văzut decât un stâlp de sare, incest, nenorocire, rușine și un patriarh îmbătrânit și plin de rușine. Independența de Dumnezeu și persecuția credincioșilor sunt două caracteristici ale egiptenilor. Uitați ce spune Deuteronom, capitolul 11. Domnul spune următoarele cuvinte, făcând un raport despre țara aceasta.
Țara în stăpânirea căreia vei intra nu este ca țara Egiptului din care ai ieșit, spune Domnul poporului care urmea să ajungă în Canaan. În țara Egiptului îți arunci sămânța în ogoare și le uzi cu piciorul, ca pe grădina de zarzavat. Țara în care vei merge depinde de ploaia pe care o dă Dumnezeu. În Canaan vei fi dependent de Dumnezeu, dar în Egipt erai independent. Sunt oameni nefericiți care își creează o viață unde devin independenți de Dumnezeu. Și independența de Dumnezeu nu te mai ajută să depinzi de Dumnezeu, pentru că ești autonom. Ești deștept, n-ai nevoie de deșteptăciunea lui Dumnezeu. Ai bani, n-ai nevoie de banii lui Dumnezeu. Ești sănătos, n-ai nevoie de vindecarea lui Dumnezeu. Și pentru că ai toate lucrurile, te și miri că cineva îți propune să te duci la Dumnezeu. Dar pentru ce? Să se ducă amărâtul și ologul și văduva și orfanul. Dar ce să caut eu? Ei, Egiptul era independent, simbolul independenței. N-ai nevoie de ploaie de la Dumnezeu. Nilul uda tot. Și nu numai independența, persecuția. Scriptura ne spune despre politica lui Faraon: dați-le de lucru să nu mai umble după năluci. Această afirmație pune în evidență teroarea la care el i-a expus pe evrei, pe poporul Domnului. I-a persecutat să nu se mai închine, le-a făcut viața amară, le-a luat pauza de masă, i-a chemat mai devreme la lucru și i-a ținut mai târziu. Nu mai aveau timp decât să se odihnească puțin. Independența și persecuția sunt două dintre multele caracteristici ale egiptenilor. Și Iacov s-a gândit la perspectiva să se mute în Egipt. Pentru el era o perspectivă sumbră. Emigrația pentru el, deși trăia în sărăcie în Israel, în Canaan, emigrația, deși părea pozitivă din punct de vedere material, era sumbră. El a auzit despre Avraam, a fost crescut de Iacov și el știa care este misiunea bunicilor și părinților lui. Și acum el urma să plece din țara în care l-a dusese Dumnezeu. Tocmai aici este un al treilea argument, vinovăția părăsirii țării promise. Părăsirea Canaanului pentru Iacov era ca o evadare din voia lui Dumnezeu. Dumnezeu îl chemase pe Avraam de departe, din Haldea, din Mesopotamia, și l-a adus în Canaan pentru că acela era locul unde urma să se dezvolte poporul ales, evreii. Și acum el trebuia să plece de acolo pentru pâine și apă, să ratezi misiunea spirituală pentru avantaje materiale. Iacov era trecut prin viață, greșise de multe ori, s-a luptat cu Dumnezeu. Și acum experiențele îl împingeau să aibă discernământ. Și în Egipt era secetă, nu doar în Canaan. Egiptenii o duceau destul de greu, își cheltuiesc argintul, vitele și dau pământul lui Faraon pentru ca să primească mâncare pentru familiile lor. Observați sistemul pe care, sistemul de secetă, de foamete pe care îl instaurează Iosif pentru ca să supraviețuiască egiptenii. Familia lui Iacov era din nou o problemă. Erau aproximativ 70 de oameni, fiecare avea turme, avea proprietăți. Apoi vârsta lui avea 130 de ani. Să te muți la 130 de ani? Eu m-am mutat la 40, a fost târziu, dar la 130. Ce limbă mai înveți tu la 130 de ani? Ce mai poți să faci tu într-o 130 de, la 130 de ani? Păi e nevoie de cineva să te mute de la soare la umbră. Atunci când Dumnezeu organizează tot planul acesta mesianic, trebuie să ne aducem aminte de voia lui Dumnezeu, care are două valențe, două părți, prima dintre ele fiind voia lui Dumnezeu directoare. Atunci când Dumnezeu hotărăște un lucru la inițiativa lui și nimeni nu poate trece peste el, și voia lui Dumnezeu permisivă, nu Dumnezeu hotărăște, Dumnezeu îngăduie. Nu tot ceea ce Dumnezeu îngăduie în Biblie este voia lui Dumnezeu. N-a fost voia lui Dumnezeu ca Balaam să ajungă așa de jos încât numai un măgar să-i mai poată vorbi, că i-a vorbit Dumnezeu și nu l-a auzit. Dar Dumnezeu i-a spus: du-te! Și el, bucuros că Dumnezeu e de acord cu el, s-a dus. Și noi spunem că a fost voia lui Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu.
Dar a fost voia lui Dumnezeu că te ține, te ține, te ține și până la urmă spune, ai nevoie de cucui? Du-te și fă-ți două, trei și întoarce-te cu ele. Că dacă nu înțelegi de vorbă bună și numai de cucui înțelegi, cucui înseamnă o lovitură în cap când ți se ridică. Dumnezeu îi lasă uneori pe oameni să fie frânți de suferință, să treacă prin experiențe din care învață lucruri pe care teoretic le știau. Dacă viața ar fi o teorie, nimeni n-ar mai greși, sau aproape nimeni, dar viața nu e o teorie. Teoria are rolul ei în viață. Viața este un șir de zile, cu dimineți și seri, cu ispite, cu necazuri, cu datorii, cu provocări și nu întotdeauna atingem excelența. Înainte să plece în Egipt, observați că Iacov verifică intenția de a pleca și merge la Berșeba și aduce o jertfă acolo lui Dumnezeu. De ce? Ce a fost în jertfa aceasta? O ultimă adunare cu Dumnezeu, o ultimă închinare pe pământul unde Dumnezeu l-adusese pe bunicul lui, din care să scoată o națiune aleasă. De ce s-a dus el să se roage la Berșeba? De ce s-a dus să se închine? Avea teamă. Niște copii care l-au mințit întotdeauna puteau să-l mintă din nou. Tot ce a strâns într-o viață se putea risipi fiind atacat de tâlhari. Se ducea într-o țară pe care o știa păgână, blestemată. Chiar dacă acolo era Iosif, el oricum n-a mai trăit decât 17 ani și la 147 de ani a murit. Numai 17 ani a trăit acolo și imediat după ce a murit fiul său Iosif, care era ministru, evreii ajung robi și muncesc ca niște roboți pentru egipteni. Observați că atunci când el merge să se închine, Dumnezeu îi cunoaște inima și îi vorbește. Și vă aduceți aminte că am citit aici în versetul 3, eu sunt Dumnezeul, Dumnezeul tatălui tău, nu te teme să te cobori în Egipt, că acolo te voi face să ajungi un neam mare, eu însumi mă voi cobori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo. Observați că Dumnezeu îi spune că nu acolo este locul lui, dar pentru o perioadă trebuie să se ducă. Și când Iacov înțelege că Dumnezeu semnează plecarea lui, pleacă liniștit. Nu mai pleacă la cuvântul copiilor lui care l-au mințit destul. Dumnezeu îi vorbește lui Iacov și îi promite câteva lucruri. Primul lucru pe care îl promite, te voi face să ajungi un neam mare. Aceasta a fost promisiunea bunicului său, de fapt promisiunea lui Dumnezeu pentru bunicul său, Avraam. Asta i-a spus Dumnezeu, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare, te voi face un neam mare ca stelele cerului și ca nisipul mării. Și acum vine Dumnezeu la nepotul lui și într-un moment neplăcut, să pleci în emigrație, să-ți lași locul unde erau înmormântați bunicii și părinții, unde una dintre soții era înmormântată, și să te duci în mijlocul unei etnii, unui popor păgân. La 130 de ani vârsta să-ți iei aproximativ 70 de persoane, membri ai familiei extinse, să te pui pe drum cu atâtea turme și cirezi și să te muți într-o țară unde nu știi pe nimeni și nu știi nimic decât ai un fiu acolo care nici nu ești sigur dacă el e și că a ajuns ministru, zice-se. Și Iacov are inima strânsă, el a fost înșelat, l-a întâlnit pe unul care a fost mai hoț ca el, pe Laban. A trecut prin multe în viață, o parte însemnată din viața lui a fugit de fratele lui. Omul acesta a avut multe experiențe care l-au constrâns să devină un om înțelept cu discernământ și acum are nevoie de confirmarea lui Dumnezeu pentru ceea ce urmează să facă. Și Dumnezeu îi confirmă, du-te, sunt cu tine, îți voi da propășire, te voi face un neam mare. Al doilea lucru pe care îl spune Dumnezeu, nu numai că îmi voi împlini cuvântul față de tine, eu însumi voi merge cu tine, te voi însoți, te voi asista. Și Dumnezeu îi spune, eu însumi mă voi coborî cu tine în Egipt, versetul 4. A doua parte a versetului 4, eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, te voi izbăvi, pentru că nu-i locul tău acolo. Eu nu l-am trimis pe Avram în Egipt și bunicul tău s-a dus în Egipt, dar n-a rămas acolo și tu te duci acolo, dar nu vei rămâne acolo. Locul vostru nu este acolo. În planul meu voi trebuie să fiți în Canaan, nu în Egipt. Întotdeauna casa vecinului e mai mare ca să nu te bucuri de casa pe care o ai. Întotdeauna drive-ul vecinului e mai lat ca să nu te poți bucura de drive-ul pe care îl ai.
Întotdeauna copilul vecinului intră primul la facultate ca să nu te poți bucura de copilul pe care l-ai. Tot timpul sunt astfel de provocări în viață. E cineva care te întrece doar ca să te sâcâie, să te enerveze, să-ți demonstreze că nu ești cel mai bun, să-ți aducă frustrare în suflet. Ei, observați că Dumnezeu a pus lângă Canaan Egiptul. De ce n-a pus un grup de etnii falimentare spre care evreii să privească cu dispreț, nu cu invidie? De ce a pus în coasta lor, lângă ei, ca o ispită interminabilă, un popor bogat, un popor puternic, un popor în care vrei să ajungi, să imigrezi? De ce au plecat oamenii din România? De ce nu se duc în Bangladesh? De ce nu emigrează în Africa și emigrează în America? Simplu, în America e bine, în Africa e rău. E, în Egipt era bine, era o ispită pentru ei. Și culmea este că Dumnezeu le spune: nu în Egipt trebuie să mergeți voi, trebuie să mergeți în Canaan. Observați că binele acesta este așa de relativ între percepția lui Dumnezeu și percepția oamenilor. Noi oamenii avem nevoie să vedem, să auzim, să pipăim, să gustăm și să mirosim aceste cinci percepții senzoriale ca să luăm o notă, să primim o informație despre mediu. Însă Dumnezeu ne spune că în Biblie că El se uită la inimă, nu se uită la ce izbește ochiul. În Egipt, dacă priveai lucrurile din perspectiva inimii, nu era nimic de dorit. Dar privind lucrurile din perspectiva la ceea ce izbește ochiul, Egiptul era o țară dorită. Era pâine, erau școli, era bibliotecă, erau piramide, erau faraoni, acolo era belșug, erau oportunități de business, era normal să te duci acolo. Alte facilități și mai ales pentru urmași. Plecarea din sânul familiei, adică mă refer aici, moare în prezența copiilor, în prezența familiei. Cunosc mulți oameni care, datorită distanțelor uriașe între continentul american și România, nu și-au văzut părinții când au murit. Și au fost așa de frustrați că n-au văzut-o pe mama sau nu l-au văzut pe tata când și-a dat duhul. Ar fi vrut să fie acolo, lângă ei, lângă persoanele care i-au dat viață. Dar viața ne-a așezat așa de departe unul de altul, încât nu poți ajunge într-o clipă ca și cum mergi de la un oraș la altul în România, 7 km cu autobuzul sau cu mașina personală. E o binecuvântare pentru Iacov să audă de la Dumnezeu următoarea promisiune: fiul tău, cel mai iubit dintre toți, el îți va închide ochii, el va fi lângă tine. Și el îți va face cu mâna așa, când tu vei muri cu ochii deschiși, și el îți va închide ochii, ca să fii cu ei închiși. Interesant este că dintre aceste patru promisiuni, niciuna nu vorbește despre bani. La un om sărac, fără pâine, cum e Iacov, Dumnezeu îi face patru promisiuni. Dintre patru promisiuni pe care îi faci la un om sărac, nu cumva ar fi una care să fie și legătură cu banii? Hai să facem o probă. Aduceți un om sărac aici, dar sărac. Și eu îi fac patru promisiuni. Una, te iubesc. Doi, o să mă rog pentru tine. Trei, într-o zi o să te invit la ceai. Patru, încă una, banală, care n-are legătură cu banii. Că el de bani are nevoie, săracul, și eu îi tot fac promisiuni care au legătură cu temir ce. Și el zice, poate că acum vorbește despre bani. Și Dumnezeu nu zice nimic despre bani. În fața lui era un om sărac. Păi săracul de nimic nu are mai mare nevoie decât de bani. Popor mare, lasă-mă cu poporul mare, dă-mi să mânc mai întâi. Dumnezeu nu-i ademenește pe oameni. Dumnezeu nu-i trage în cursă. Dumnezeu nu-i manipulează. Dumnezeu nu creează emoții prin care să îi predispună pe oameni la decizii sub imperiu acestor dorințe împlinite. Dumnezeu este cinstit și insistă mereu asupra lucrurilor spirituale. El are un plan mesianic care urma să se întâmple. El nu-i șantajează pe oamenii lui, el le spune adevărul. Spune, ascultă-mă, tu trebuie să trăiești în perspectiva planului mesianic, tu trebuie să devii un popor mare, lasă banii, ceva de băgat în gură o să ai în fiecare zi. Observați că Iosif îl prezintă pe tatăl lui Faraon și Iacov îl binecuvintează pe Faraon. Faraon este generos și, ca o expresie a respectului față de fiul său mai mic, Iosif, îi oferă cea mai bună zonă a țării, un lucru regizat de altfel de Iosif, care cunoștea bine lucrurile.
Frații mei, în seara asta am avut intenția să vă prezint această călătorie, care este călătoria unei familii. E călătoria unui om în vârstă, 130 de ani. Trebuie să fii destul de bătrân la 130 de ani. 130 de ani să-ți iei calabalâcurile, adică tot ce ai strâns și tu într-o viață pe lângă casă, cu familie, cu nepoți, cu toții, și te muți. Unde? Nici nu știu. Se zice că trăiește fiul meu de care e mort de 20 de ani. Și omul acesta a plecat. A mai trăit 17 ani și a murit. Urmașii lui ajung robi și Dumnezeu îi aduce înapoi prin Moise și așa mai departe. Una dintre călătoriile evreilor este o călătorie a neascultării, a invidiei fraților lui Iosif, a urilor, a răutății omenești. Fiecare dintre noi avem o familie, mai mare sau mai mică. Fiecare dintre noi trăim alături de alte persoane, unele care sunt mai jos decât noi, altele care sunt mai sus decât noi. Și ochii văd, și bunica spunea că inima cere, te uiți la ce au alții și te compari cu ei. Și e așa de greu să suferi că alții au mai mult. Alții sunt mai tineri, alții sunt mai deștepți, alții au mai mulți bani, alții au... Și lista continuă. Invidia este un lucru urât, murdar și face multe victime. O familie întreagă a tot încurcat planul stăpânului și Dumnezeu a trebuit să accepte tot felul de ieșiri în decor pentru aceste certuri de familie, certuri interne generate de invidie, de nemulțumire, de comparații, de lupte interioare. Care e mai înalt, care e mai tare, care e primul, care poruncește aici? Aș vrea în seara aceasta fiecare să raportăm mesajul Bibliei din călătoria aceasta la viața noastră, la contextul în care trăim și slujim, la familie și la biserică, la locul de muncă, la familia extinsă, la oamenii care stau în jurul nostru, și să înțelegem un lucru: Dumnezeu are un plan cu noi. Dumnezeu are o direcție numită în față, indiferent care sunt obstacolele, care sunt lipsurile, să nu-L trădăm pe Dumnezeu și nici misiunea pe care ne-a încredințat-o pentru o bucată de pâine și pentru un amărât de sac de porumb sau de grâu. Să mergem înainte, să știm că Dumnezeu ne poartă de grijă. S-ar putea să nu ne poarte de grijă cum îi poartă vecinului, dar ne va purta cum ne poartă nouă. Întotdeauna vom avea ce să băgăm în gură. Nu ne vom culca niciodată flămânzi. Nu are rost să ne comparăm cu nimeni. Înaintea lui Dumnezeu, fiecare om, ca și la cei care se întrec la în not, fiecare are culoarul lui, care este între Țorea și Eștaol, două frânghii care limitează culoarul pe care alergăm în viață. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Probabil că, asemenea mie și pentru dumneavoastră, este o lecție de viață drumul acesta. O lecție din viață din care, mai ales cei mai în vârstă, pot trage tot felul de învățături și de foloase duhovnicești. Lăudat să fie Domnul! Să ne rugăm Domnului împreună!